găsit! Este o zi în care provocările profesionale pot fi mai mari și de aceea este foarte important să fim clari, conciși în discuții și să perseverăm în atingerea unor obiective. Trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și maturitate în tot ceea ce facem și să evităm tensiunile cu ceilalți. Pentru berbeci, ziua de astăzi poate aduce ipostaze profesionale mai greu de gestionat, de aceea este important să evite tensiunile cu superiorii și să se concentreze mai mult pe ceea ce au de făcut. Mulți vor avea senzația că cineva le pune piedici și asta îi poate frustra și îi poate face extrem de reactivi. Taurii ar fi bine să nu exagereze cu simțul justițiar și să evite să facă ei dreptate în situații care nu îi privesc în mod direct. Pot fi deranjați de cei care nu-și fac treaba și pot fi foarte critici cu aceștia. Gemenii devin foarte atenți la ceea ce oferă și la ceea ce primesc de la ceilalți și nu sunt dispuși să lase de la ei. Neîncrederea în partener le poate strica buna dispoziție și planurile făcute și pot apărea tensiuni în cuplu. Pentru raci este o zi destul de tensionată în relațiile cu ceilalți. Pot să apară neînțelegeri greu de aplanat cu partenerul, iar profesional sunt de neînduplecat. Sentimentul de instabilitate cu care se confruntă îi poate face mai autoritari și pot avea mai mult de pierdut prin astfel de manifestări. Le iau mult de muncă astăzi, însă faptul că se organizează mai bine îi ajută să rezolve tot ce au în plan. Pot fi mai conflictual cu colegii care nu le împărtășesc ideile, însă ar fi de preferat să nu refuze sfaturile și ajutorul acestora. Pentru fecioare, este o zi bună să repare o relație afectivă, să reia niște teme de discuție care au creat nemulțumiri și să pună acum totul într-o lumină nouă. De evitat speculațiile financiare și câștigurile rapide. Balanțele ar trebui astăzi să fie pe cât posibil de discrete, să stea deoparte și să evite tensiunile cu cei dragi. Pot să-și consume din energie cu treburi casnice, făcând curățenie în casă sau reorganizându-și garderoba. Pentru Scorpion este o zi bună să poarte discuții, să pună întrebări pentru că pot să afle informațiile de care au nevoie pentru a rezolva o situație mai veche care nu le dă pace. Puțin mai multă grijă la modul în care interpretează unele mesaje, să nu le ia prea personal. Săgetătorii pot fi tentați să facă niște cheltuieli care nu le sunt neapărat necesare. Totodată, tot situația financiară îi poate împiedica să-și ducă niște planuri la bun sfârșit. Nu este o zi tocmai bună pentru a se împrumuta. Capricornii au parte de o zi plină de provocări, însă le vor face față până la urmă. Sunt posibile tensiuni cu superiorii, mai ales dacă aceștia vin cu impuneri sau îi critică pentru nerezolvarea unor responsabilități avute. Vărsătorii nu au parte de cea mai bună zi și tocmai de aceea ar trebui să stea de vorbă cu cineva, să ceară sfatul unor persoane cu experiență în problema care îi frământă. Poate fi vorba de activarea unor temeri mai vechi și singur nu le pot gestiona. Peștii pot primi ajutor financiar de la prieteni sau asociați și pot rezolva o problemă financiară care îi macină, însă trebuie să-l ceară și să nu se teamă că vor fi văzuți într-o lumină proastă. Le-ar prinde bine să stea de vorbă cu cineva de încredere despre ceea ce îi macină pe interior. Atât pentru astăzi, dar ne revedem și mâine!